Preamărit să fie Domnul Iisus! Prea iubiți și scumpi frați în Domnul, la fel iubite și scumpe surori în Domnul Iisus Hristos, cât și dragi prieteni care sunteți în adunare, tineri, copii, toți doresc din tot sufletul împreună cu mine să primim de la Domnul har, să primim de la Domnul binecuvântare și Duhul Sfânt să stăpânească biserica aceasta și dacă am intrat în sânul ei și pe mine. Glorie Domnului Iisus! Ni s-a citit aici un cuvânt frumos. Când te uiți la farmecul și frumusețea acestui cuvânt, ți se pare că e cel mai frumos dintre psalmi, cuvântul acesta. Și începe minunat și voi reciti câte ceva din el. Auziți numai ce minunăție! Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. În schimb, când e vorba să-l scrie pe împăratul, îl scrie cu literă mare, atunci înțelegem că Duhul lui Dumnezeu pe acești fii al lui Core i-a făcut să gândească departe, nu numai la Solomon sau la David, ci la împăratul împăraților, mărit să fie Domnul Iisus. Și apoi cerea de la Dumnezeu, capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba, Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie, războinic, viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava, da, slava ta, fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Ce prorocie adâncă a curs din gura acestor fii ai lui Core. Dragii mei, deși Core a murit în răscoala aceea mare, totuși, pe linie mergând din fiul lui Core, a venit până în cele din urmă și marele cântăreț Heman, pus de David să conducă cântările în templu, numai că la răscoala aceea a lui Core, o ceată de oameni care au fost mistuiți, toți fiind rânduiți preoți, cu cădelnițele lor în mână, a avut poruncă să scoată cădelnițele din foc și după aceea a făcut din ele o tablă, cu ele a acoperit altarul Domnului. Și acolo, la altarul acoperit, în dreapta altarului, erau acum fiii lui Core să cânte. Ori de câte ori se așezau în șirul lor pentru cântare, tabla le stătea mărturie ca ei să nu se ridice mai presus de cei pe care Dumnezeu îi pune în slujbă. Să-și vadă de cântul lor, să laude pe Domnul, dar de la ei avem cei mai frumoși psalmi, binecuvântat să fie Domnul.
cuvinte pline de farmec, adică vroia ca fiecare cuvânt să fie cu rost, cu farmec, primit bine. Și tot așa mă rog și eu, Doamne Dumnezeule, în măsura harului îngăduit și ce Tu îmi pui pe gură, aia să pot vorbi. Nu ce știu, nu ce am citit, nu ce am învățat, cum că nici n-am prea învățat de la alții, dar ce îmi pui Tu, aia-i minunat, glorie Domnului. Și așa dorim să facem slujbă pentru Domnul, în casa lui Dumnezeu, cu cuvinte care vin de sus. Ei îl întrezăresc pe Iisus ca cel mai frumos dintre oameni. În schimb, prorocul Isaia, dacă merem să citim în capitolul 52 a cărții prorocului Isaia și chiar și în 53, vom descoperi că nu a avut o frumusețe care să ne atragă privirile. El nu era un chip atrăgător. Uitați ce zice în Isaia 52, începând cu 13. Iată, robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus, după cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită îi era fața și atât de mult să deosebea înfățișarea lui de-a fiilor oamenilor. Tot așa, pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie, înaintea lui împărați vor închide gura, că-și vor vedea ce nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră. 53:1 zice, cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui, n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Dragii mei, cuvintele prorocului au și întrebarea, cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Căci El a crescut printre noi, adică printre oameni, neavând un chip care să ne atragă privirile, atât să deosebe de mult înfățișarea feței Lui de-a fiilor oamenilor. Și cu toate acestea, prorocia fiilor lui Core, care a fost cu mult înainte, îl vedea cel mai frumos dintre oameni. Cum era frumusețea aceasta? Frumusețea aceasta i-o dădea harul. Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, slăvit să fie Dumnezeu. Deci nu înfățișarea feței, ci harul, pentru că harul îi făcea pe oameni să-L urmeze, îi atrăgea.
Dar în momentele apoi de supliciu, de chin, în momentele când cei mari, preoții și toți a lui Israel înjurde poporul să strige împotriva lui, era și bătut, era și schinjuit și plin de sânge. Atâta era de schimonosită fața, după ce nici nu avea să vede un chip atrăgător, acum era și lovit în fel și chip. Noi am crezut că-i pedepsit de Dumnezeu. Ce credeau evreii atunci? De ce a strigat toți împotriva lui? Credea că el s-a amestecat în lucruri prea înalte. Credea că el nu trebuia să se intituleze Fiul lui Dumnezeu. Credea că el nu avea dreptul să-i zică lui Dumnezeu Tată. Credea că el se face deopotrivă cu Dumnezeu. Și apoi, întorcând foaia la legea lor, el desfința sabatul. El a spus, el este domn și al sabatului. Și era menționat și în Exod, sabatul n-a fost dat pentru restul de popoare, ci numai spre pentru evrei. Aceasta, a zis Moise, este un legământ între Dumnezeu și evrei. Să vă aduceți aminte că v-a scos de sub jugul robiei și v-am adus pe aripi ca de vulturi aici la mine, la munte, unde Dumnezeu s-a arătat. De aceea va porunci Dumnezeu să țineți sabatul. Deci nu pentru alta, ci ca să fie ca un legământ între evrei și Dumnezeu. Să-L respectați, respectați pe Dumnezeu care v-a scos din robie. Pentru noi, în schimb, Iisus e sabat. Pentru noi, Iisus e duminică. Pentru noi, Iisus e sărbătoare. Mărească-i să numele Lui. Iubiții mei, harul este turnat pe buzele tale. De aceea te-a iubit și Dumnezeu cu un alt cuvânt. Dar știți că aceasta este o traiectorie pe care noi trebuie să mergem. Dacă chipurile noastre, ca bărbați, ca femei, ca tineri sau tinere, nu sunt așa de atrăgătoare, noi nu avem pe noi podoabe și care le aveți, mai bine zvârliți-le, nu vă încredeți în minciuni, încredeți-vă în aurul curat a Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, noi nu avem ceva atrăgător, dar suntem chemați să avem har. Și ni s-a dat har. Și harul care s-a dat e Iisus. El este har pentru noi. Mărit să fie numele Lui. Acum, dacă am sosit aici, la Iisus, El ne învață prin har să rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, să schimbăm înfățișarea vieții noastre dintr-o înfățișare cruntă, amară, cu înjurături altădată, cu sudalme, cu scuipări, cu dispreț, cu ocări aruncate până și pe nevastă, până și nevasta pe bărbat, până pe copii cei dragi și blesteme și câte toate lucruri urâte. Acum, harul să ne facă frumoși, cuvintele noastre să fie dresă cu sare, dar să fie cu har. Binecuvântat să fie Domnul!
ca să fim și noi iubiți, cum Iisus a fost iubit de Dumnezeu, datorită harului care era turnat pe buzele Lui. Mărească-i să numele! Și noi trebuie să fim iubiți acum și trebuie să ne iubim unii pe alții, nu? Trebuie să ne iubim unii pe alții. Vasile cel Mare, numit la Biserica Ortodoxă, unul dintre părinți bisericești, el a întocmit slujbele în Biserica Ortodoxă și Catolică, tot de pe vremea aia, că nu erau despărțiți. Ei, el a început și le-a băgat în liturghie și o cântare frumoasă în care zice: pe voi înși vă și voi unul pe altul și toată viața voastră lui Hristos Dumnezeu s-o dăm. Auziți, frați și surori, unul pe altul și pe voi, cum face Vulbrand, zicea către frați: Domnul să vă binecuvinteze. Apoi frați zice: amin. Păi el stătea, că el ar fi așteptat să zică cineva din sală: și pe tine să te binecuvinteze Dumnezeu. Dar nu zicea nimeni, mai zicea odată: Domnul să vă binecuvinteze. Păi iară zice: amin. Apoi le spune: măi, am avut o mamă evreoaică tare cu minte. Ne-a spus Richard, n-aștepta să te binecuvinteze alții, binecuvintează-te tu singur. Apoi el striga: binecuvântat să fie de domnul Richard Vulbrand. Apoi toată adunarea striga: amin, nu? Să binecuvânta pe el și pe alții din jurul lui. Că așa trebuie ca noi să ne binecuvântăm unii pe alții. În felul acesta să devenim o binecuvântare și devenind o binecuvântare să fim și pentru alții binecuvântare, precum ne cere Biblia. Iisus a fost Fiul binecuvântat, Fiul celui binecuvântat și a ajuns o binecuvântare pentru tot pământul. Noi suntem acum urmașii lui Iisus și dacă suntem urmașii lui Iisus, noi trebuie să mergem pe urma Lui, mărească-i să numele. Aduceți-vă aminte, de exemplu, în Timotei, zice apostolul Pavel că Evlavia îi folositoare pentru acum și pentru viața care vine. Dar începe el să descrie cine e Evlavia? Și auziți numai cum notează el aici în cuvântul lui Dumnezeu la Timotei. Ce minunat vrea el să ne arate cum și cine îi Evlavia. Priviți numai aici așa. Capitolul 3 cu versetul 16. Și fără îndoială, mare este taina Evlaviei. Auzi cine e ăla? Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă, mărit să fie Domnul. N-auzi numai, fără îndoială, taina Evlaviei e foarte mare, dar cine-i taina Evlaviei? Desăvârșita Evlavie a avut-o Domnul Iisus Hristos. Evlavia-i nu să cunoști o meserie bine, nu să cunoști o disciplină oarecare foarte bine, nu poți fi cotat ca evlavios
în nimic în ce privește pe pământ. Evlavia, dacă veți citi epistola aceasta în Timotei, începând cu capitolul 2, și să vă notați fiecare verset care vorbește de evlavie, să-l însemnați cumva și apoi să le adun toate pe o hârtioară, vei vedea în ce stă evlavia. Evlavia stă de altfel în împlinirea unor porunci a lui Dumnezeu. Și porunca primă în evlavie stă în faptul, cum zice în Timotei capitolul 2, uitați-vă numai, vă îndemn dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Ați auzit? Și cereri, și mijlociri, și rugăciuni pentru toți oamenii. Acum, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Citiți bine versetul 3. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Fie binecuvântat Dumnezeu! Dragii mei, evlavia aceasta, persoana aceasta, Iisus acesta a fost arătat în lume și noi am fost arătați în lume în ziua când ne-am născut. Ni s-a dat un nume, am fost înregistrați, ne-a cuprins părinții, rudele, și toți au arătat pentru noi dragoste, nu? Asta am fost și noi arătați în lume, cum a fost El arătat în lume, numai că El a fost născut din Dumnezeu și n-a fost născut dintr-un bărbat, ci din Dumnezeu adevărat, prin Duhul lui Dumnezeu. Fecioara Maria a primit sarcina ca să nască pe Cel care se va numi Fiul Celui Preanalt. Măriți să-i fie numele! Și Domnul Dumnezeu, Tatăl, în sfatul ceresc, ca și într-o familie, când ți se naște un copil înainte de naștere, se întreabă ai casei, apoi cum îi vom pune numele? Dacă-i fată, cum o va chema? Dacă-i băiat, cum îl va chema? Și hotărăsc între ei și pun un nume. Tatăl din cer, stând în spatul lui și în fața lui, fiind înaintea lui arhanghelul Gavril, a hotărât ca numele lui să fie Jehova. Și astfel a venit în lume și a vorbit arhanghelul, pare că pronunțând acest cuvânt în evreiește direct, Iosua, mântuitor, iar în greacă Iisus, dar El este Jehova. Oriunde vei citi în vechiul alungul și în nou, Domnul, acolo e vorba de Iisus. În nou n-ai de a traduce, că știi că e vorba de Iisus. Dar în vechiul, martorii lui Jehova din 1931 a lansat asta, că Dumnezeu Tatăl e Jehova. Dar Dumnezeu Tatăl este o persoană de care nu te poți atinde. Este o persoană pe care nu o poți cunoaște, este o persoană supra întregului univers.
Și ce nume poți tu să-i dai? Ce nume poți tu să-i dai celui care guvernează universul, pe care știința de azi a descoperit că sunt peste 30 de miliarde de grupări, de stele, așa de mari și așa de multe, și peste toate astea miliarde stăpânește El. Ce nume vrei tu să-i dai? Dumnezeu a pus numele acesta la Iisus, fie-i slăvit numele. Și atunci faceți o excursiune în primele capitole ale Bibliei și veți vedea că în capitolul 1 fiecare verset va vorbi de Elohim, un cuvânt compus care nu se poate atribui unei persoane, ci dumnezeirii în Trinitatea ei. Dar în capitolul 2 nu mai se vorbește de Elohim, în capitolul 2 se vorbește de Iahve El, de Iisus și Tatăl. Apoi, când e vorba de a chestiona ce păcat a făcut Cain și așa mai departe, acolo nu-i mai Iahve El, e numai Iahve, numai Domnul. Dar când e vorba să-i dea pedeapsa, nu-i dă singur Domnul pedeapsa, ci acolo întâlnești din nou pe Elohim, întreita personalitatea lui Dumnezeu, fie-i slăvit numele. Dragii mei, deci este o mare derută cu filozofiile făcute de oameni. Biblia, în schimb, rămâne aceeași. Că o pricep tu, că n-o pricep, ea rămâne aceeași. Și pentru că sucești cărările drepte a lui Dumnezeu, tu vei primi o plată. Pentru orice faptă se va da o plată. Tot așa este cu cealaltă ideologie, să zic așa, că Dumnezeu nu-i trinitar, nu este întreită persoană, e numai Iisus. Și când a fost pe pământ, cerofogol, numai Iisus a fost pe pământ. Într-adevăr, Domnul Iisus, ne scrie Pavel, Dumnezeu l-a făcut pe El Domn și Dumnezeu pentru noi. El este Dumnezeul adevărat, din Dumnezeul adevărat. Dar Dumnezeul adevărat, adică Tatăl, cu referință la Tatăl, El era suprem și la locul Lui. Cum zice salmistul, Dumnezeu stătea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul. Câte strigăte, câte vaete, câte groază, câte rugăciuni, văzând că nu mai pot fugi pe munte în sus și ajunge valurile, văzând că o parte le-au și luat valurile, și apoi câți n-au sperat după tată, după frate, după mamă să-i salveze, dar nu a fost chip de salvare, fiindcă n-au primit mărturisirea celor însărcinați să mărturisească adevărul și să le spună, să se întoarcă din răutățile și fără de legile lor. Dar majoritatea din ei, în loc să-și continue slujba, s-au încurcat cu fetele frumoase din spița lui Cain. Și astfel, Domnul să căiește, Duhul meu nu va rămâne pururi în om, că omul nu-i decât carne păcătoasă. Iar Petru spune, din cei de pe timpul lui Noe, numai singur Noe a rămas propovăduitor. Ăia s-au dus în cele lumești, câți au fost ăia peste care s-o odihnea Duhul lui Dumnezeu, pentru faptul care au căpătat numele de Fii al lui Dumnezeu,
nu-i cunoaștem numărul. Și astăzi, toți cei botezați de Domnul cu Duhul Sfânt se numesc fii al lui Dumnezeu. Și am auzit că nu de mult a fost unul din cei care au misionat cu mine și spunea el, frate Hozan, eu tot ce te-am văzut făcând aia fac, păi să faci cu succes și Dumnezeu să te ajute, e vorba de vulturi, glorie Domnului. Și am auzit că v-ați bucurat cu el pe aici. Măriți să fie Domnul Iisus, să-l mai chemați că vine de folos. Mărească-i să numele Domnului. Dragii mei, toți cei care astăzi, prin Duhul Sfânt, vestesc Evanghelia, vestesc bunătatea lui Dumnezeu, vestesc răstignirea lui Iisus, vestesc suferințele lui Iisus, vestesc botezul cu Duhul Sfânt, adică vestesc o Evanghelie de plină, ei sunt fiii lui Dumnezeu, măriți să fie Domnul. Și prin Duhul Sfânt am auzit de atâtea ori spunând, fiule, fiică, Dumnezeu ne-a lăsat scris și pe paginile Scripturii că lui Iisus nu este rușine să ne numească frați. Măcar că vede că noi suntem slabi, măcar că vede că noi suntem cei care greșim, dar lui, măcar că El e Dumnezeu din Dumnezeu, nu-i rușine să ne numească frați. Și astfel suntem și noi fiii lui Dumnezeu. Numai să nu ne încurcăm ca ceilalți de dinainte de potop. Să avem grijă să merem în cadrul legal al Scripturii. Fiecare bărbat să-și aibă nevasta. Nu două, nu a doua, nu a treia. Aceasta nu-i biblic. Fiecare bărbat să-și aibă nevasta. Fiecare nevastă să-și aibă bărbatul ei. Nu al doilea, nu al treilea, nu al nu știu câtelea. Și fiecare să-și păstreze vasul în cinste. Dacă astăzi, de exemplu, ar fi sâmbătă și tu mâine ai avea nunta, apoi astăzi tu n-ai voie să-ți mânjești trupul și să-ți pierzi mântuirea cu o zi înainte de a te căsători. Așteaptă până mâine, primești binecuvântarea și apoi ești liber să trăiești cu soția ta, făcând parte cu tine din același trup, un singur trup. Dar dacă înainte cu o zi te-ai mânjit, dacă trăiești înainte, tu nu mai poți reprezenta pe Iisus. Fii foarte atent! Iisus a fost curat, Iisus a fost sfânt, Iisus a fost neprihănit și El s-a arătat în lume. Apoi, a fost văzut de îngeri. Și pe tine te văd îngerii. Ce crezi că nu te văd? Te văd și pe tine. Ieri dimineață sau alaltă ieri dimineață, lăsându-mă gazdele unde am fost să dorm mai mult, dar eu trebuia să mă scol. La timpul potrivit, ei au tras jaluzerele în jam, mi-au făcut căldurică acolo să pot să mă odihnesc, că vezi, nu, e bătrân fratele și așa. Ei, dar când a fost la ora respectivă, nu m-am simțit, a pleacă-te un pic așa, o mână de bărbat, că mă zgâță e de spate, o mână mare, care ești, mă, după nu era nimeni. A fost îngerul pus de pază să nu dorm prea mult, să mă scol la timp. Fie slăvit Domnul! Altădată aud Vasile, Vasile, un glas așa duios, odată s-ar sus. Și ce-i minunat așa! Și noi suntem văzuți de îngeri, ca și Iisus. Apoi,
Noi trebuie să fim de altfel întăriți în Duhul cum a fost Isus. Și pentru asta trebuie să ne luptăm. El a fost apoi propovăduit între neamuri. Și noi trebuie să fim propovăduiți măcar între neamurile noastre. Când aud neamurile că te-ai pocăit, nu ești tu propovăduit, ești propovăduit. Dar fiecare zice în sine, acum să-l văd, acum să văd că avea obiceiul ăla. Nu cred că se poate lăsa de țigară. Să văd numai și apoi mai pe vreme stă de vorbă cu tine și tu nici nu știi ce face, dar să apropie bine de tine, să te miroasă. Și apoi numai spune, măi, tu nu te-ai pocăit, că încă miroși. Nu? Sau ăla nu se va putea lăsa de beutură. Dar ce minune când vede că le-a putut lăsa pe toate. Ce minune când vede că a putut birui pe cel rău. Ce minune când vede că a putut birui omul păcatul, care ei cred că nu se poate birui. Mărit să fie Domnul! Dumnezeu poate să te ajute să ieși biruitor în toate. A Lui să fie slava! Am văzut persoane care erau chinuite de fumat și nu se puteau lăsa. Dar când am strigat, care-i patima aia care te ține de nu te poți pocăi? Din spate de acolo a venit o femeie, fără că e ofițer. Așa vă te faci de front. A băgat mâna în buzunar, avea buzunar la rochie și a scos un pachet de țigări de acolo și unealta cu care le-a prindea pe masă înaintea mea. Asta e patima mea. De 4 ani jumătate eu nu m-am putut lăsa de ea. Dar păi vrei să scap? Păi vreau. Păi eu i-am dat unele soluții, numai în șir. Dar ea zice, ți-e ușor dumitale, dar eu sunt obligată să fumez. Așa am. Atunci înseamnă că e altcineva stăpânul dumitale. Ăsta e un duh. Ea nu a priceput termenul și un pic tulburată la mintea ei, că a apărut înaintea unei mulțimi. Zice, nu e un duh, dar ce va fi? Zice, e un drag. Bă, ala-i mai corect, dar mă vrei să scap de el? Bă, vreau, bă, vine mai aproape. Și când a venit aici mai aproape, am întins mâna peste masă și am strigat, duh necurat din iad, care vrei să vezi pe oameni cu foc și cu fum de pe acum și pregătești pentru iad, ieși din afară! Cu ea de pământ acolo și s-a chinuit acolo. A sărit diaconul Andrici, Nelu, și a sculat-o sus. Dar după ce a sculat-o sus, eu am strigat iară, iar a dat cu ea de pământ. Apoi a vomitat, apoi s-a zvârcolit și a treia oară a dat cu ea de pământ. Și când s-a sculat de acolo, s-a uitat că a venit de undeva. Vai! M-a scăpat Dumnezeu! Și scăpată-i până azi! E în șeica mare, sora noastră! Măriți să fie Domnul Iisus! Domnul poate e eliberat de orice patimă, de orice păcat! El poate e eliberat! De-aia numele Lui e minunat! Și ca o mireasmă, ca un parfum, turnat pe tot pământul, glorie Lui. Nu de înfățășare, ci harul e turnat pe buzele tale. Mărească-i să numele Domnului Iisus. E o minunăție să citești salmul acesta și apoi să citești pe prorocul Isaia și să vezi cât de adânc poate El vorbi de toate acestea. Mărit să fie Domnul! Amin. Dragii mei frați, aș putea să vă povestesc multe lucrări. Chiar o adunare mare, adunare făcută acum, că vine fratele cu tare și ce știu eu,
s-au adunat mulți. Când am început să strig împotriva Duhului ăsta de fumat, dintre surori, două, trei, nu știu câte, au căzut cum stăteau în picioare, că era înghesuială. Au căzut și a răsturnat câteva bărbi și pe alții a dat cu ei jos. Și dintre frați, doi, trei, au căzut peste ei acolo și a răsturnat scaune și oameni la pământ. Atunci diaconul lor, plugarul, vine la mine: Hosane, te vrei să mai vii să predici, să vii că te primim, dar cu de astea să nu mai vii, că ne-ai speriat toți oamenii. Păi eu ți-am speriat, mă. Nu eu ți-am speriat. Eu n-am zis că niciunul să cadă. Eu am strigat la Duhul ăla și Duhul ăla i-o dat de gol, că ei fumau nascuns. Duhul ăla i-o dat de gol, mă. Ăla să nu mai vine, nu eu, mă. Tu vrei să-l ții pe ăla și să mă alungi pe mine? Nu faci bine, mă. Eu am venit în numele lui Iisus, mărit să fie Domnul. Alungă Duhul ăla de aici, ăla să fugă. Și dacă e cineva aici care e pătimaș cu fumatul, veniți în față să ne rugăm și Dumnezeu să vă elibereze. A lui Dumnezeu să fie slava, să fiți liberi de a sluji pe acesta despre care a cântat fiul lui Core, că e cel mai frumos dintre oameni și harul îi turnat pe buzele lui. Și în seara aceasta el are har, el însăși e har, are har și pentru tine. Iubit prieten, prietenă, iubit frate, care te zbați în patii și nu poți ieși afară, el are har! Haleluia! El are har și el vrea să te ajute și să te mântuiască. El de bună voia lui s-a dus. Credeul e comentat de mulți, fiindcă în credeu unul din articole zice că în zilele lui Pilat din Pont s-a răstignit și s-a îndropat. Și apoi ăștia comentează, apoi cum? El s-a răstignit, el s-a îngropat. Da, fiindcă el a spus din vreme, eu îmi dau viața pentru oile mele. Deci pentru oile mele, nu pentru toată lumea, numai pentru oile mele. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Nimeni nu mi-o ia cu sila. O dau eu de la mine. Slăvească-i să numele. Și el, de bunăvoia lui, s-a dus să fie răstignit, omorât și îngropat. Și a treia zi a fost înviat, fiindcă în jertfa și sângele lui Dumnezeu ne-a văzut pe noi neprihăniți și atunci l-a înviat și ni l-a dat nouă ca Domn și Dumnezeu. În numele Lui să capătă iertarea păcatelor. Nu te poate ierta Sfântul Nicolae, nici Sfântul Anton, nici Sfânta Fecioară Maria. Nu te poate ierta nimeni, că nu există niciun mijlocitor între Dumnezeu și om decât omul Iisus Hristos. Mărească-i să numele. În numele Lui să capătă iertarea de păcate. În numele Lui am fost eu iertat. În numele Lui am fost eu salvat. În numele Lui am fost eu codificat, să spun așa, într-un singur ceas, când Dumnezeu mi s-a descoperit întâiași dată, intrând cu o ură mare pe pocăiți în adunare și acolo văzând că Domnul-i cu ei, deodată toată ura mea a fugit
și a coborât în mine dragostea care se dă prin Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Eram atunci un băiețandru, dar cu toate acestea, de atunci și până azi, când am ajuns iar un fel de copil, totuși n-am putut niciodată să mă las de Mântuitorul meu. Glorie Lui! Pentru El alerg, pentru El predic, pentru El ostenesc, pentru El stau în picioare înaintea dumneavoastră și vă invit să aveți o pocăință sfântă de azi înainte. Mărească-se Domnul, că nu-i destul că vii la adunare, nu-i destul că te-ai botezat în apă, nu-i destul că te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, nu-i destul că prorocești, nu-i destul că predici, nu-i destul că ai vedenii, nu-i destul că vindești bolnavi, nu-i destul dacă înviezi morți. Dacă cineva se biruie pe sine și iasă din păcat și patim, ăla e mai mare decât toți cei cu daruri. Că sunt atâți care au daruri, dar nu sunt atenți la trupul lor, la firea lor, la poftele lor, îi mâncă, îi macină pe din lăuntru. Și când vine harul peste ei, ei slujesc harului, dar când harul se retrage, ei slujesc firii lor. Atunci ăștia n-or moșteni împărăția. Ăștia ajung în ziua marei judecăți în fața scaunului. Și acolo Iisus le va zice: mergeți de la mine, Doamne, iartă-mă, ce cuvânt greu, blestemaților. Auzi, păi cum? Noi am prorocit, noi am făcut minuni, noi cum? Noi am ascultat Evanghelia, cum? Mergeți de la mine în focul cel veșnic. Voi toți lucrători afară de legii. Dragul meu, zicea către Israel prin proroc, urăsc sărbătorile voastre unite cu nelegiuirea. Păi dacă nu trăiești curat, apoi bai, frate, bai, soră, Dumnezeu pretinde și Pavel se ruga pentru noi, mă rog lui Dumnezeu neîncetat să vă păstreze întregi Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru până la arătarea lui Iisus. Glorie Domnului! Tot Pavel zicea că el are nădejde că Domnul va împlini ce a început în noi până în ziua arătării Lui. Și a început în noi o mântuire veșnică și să ne mântuiască pe veci. Glorie Domnului! Dar întrebarea să leagă de fiecare în parte: ai ajuns un mântuit sau ai ajuns numai pocăit? Ai ajuns cu adevărat un om liber de patim și de păcat? Sau ai ajuns un penticostal, sau un catolic, sau un ortodox, sau un baptist, sau adventist, ce ai ajuns? Sau unul care schimonosești Biblia și zici că nu este Dumnezeu, numai Domnul Iisus? Sau altul care zici că nu este nici Iisus, nici Duhul Sfânt, numai Dumnezeu? Unitarienii, ei nu cred numai într-un singur Dumnezeu, nu cred altceva, nimic. Na, vezi? Unii cred numai în Dumnezeu, Tatăl, zic ei, alții cred numai în Domnul Iisus, Fiul, alții nu cred nimic.
Dar noi am învățat o evanghelie de plină, slăvit să fie Domnul. Așa cum Domnul Iisus în toate rugăciunile Lui se ruga lui Dumnezeu Tatăl. Păi dacă El era singurul Dumnezeu, către cine să-și mai adreseze rugăciunea? Dar El și-o adresa la Dumnezeu Tatăl. Dacă El era singurul Dumnezeu, cum cred unii smintiți de minte, atunci cine din cer a trimis pe Duhul Sfânt și cine a strigat? Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea, de El să ascultați. Păi cum? Minți întunecate. Cum? Uitați-vă adânc în Scripturi. Toată Biblia vorbește de Iisus ca un trimis al lui Dumnezeu. Prorocul Isaia, cu ochii lui sclupuroși, privește prin Duhul în înălțime și el acolo vede pe cineva și așa se exprimă. Tu, Dumnezeule, care te ascunzi, Mântuitorule, din toți evreii, Isaia a văzut pe Mântuitorul, a prorocit de Mântuitorul, a prorocit de suferințele Lui, a prorocit de nașterea Lui și a prorocit de capacitățile Lui. Îl vor numi cum? Minunat! Și-a făcut minuni! Îl vor numi sfetnic, adică unul care învață pe alții și ne-a învățat pe toți glorie Lui. Îl vor numi tare și tăria Lui a oprit vânturile și valurile mării. Tăria Lui a înfruntat moartea și a luat prada. Mărească-se Domnul Iisus Hristos! Tăria Lui, chiar în ceasul învierii, a scos din morminte sfinți care au crezut Evanghelia, că El s-a dus și a propovăduit celor din închisoare, ca și ei să audă Evanghelia, ca și cum ar fi fost în trup. Și cei ce au crezut au înviat. Matei 27 cu 50 și ceva acolo, 51. Vezi? Și au ieșit din morminte și s-au arătat în sfânta cetate. Mărit să fie Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, păi ce credeți? El e Dumnezeu tare. Mai mult, e Părintele veșniciilor, fiindcă prin El și pentru El s-a făcut toate lucrurile care se văd și care nu se văd. Că lumea văzută nu-i nici a suta parte măcar din totalul lumii. Celelalte sunt lumile nevăzute. Numai lumea microbilor, pe care noi nu o vedem, dar unii din ei ne țin sănătatea în trup, fiecare trup omenesc are, dacă ar cântări, un kilogram și 500 de microbi pe care nu-i vede, numai cu aparate sofisticate. Vezi? Și când dintr-un alt microb străin care produce pagubă, sângele tău luptă împotriva, globulele mici, mici, roșii, e primul batalion care luptă împotriva microbilor. Dacă nu răzbește, intră batalionul doilea de luptă, care are așa o formă de hexagon, intră ăla în luptă. Dacă nici ăla nu răzbește, intră batalionul greu în luptă.
Sângele care are așa niște dimensiuni foarte mari, dar când ăla intră în luptă, tu faci temperatură și medicii înțeleg că viața-ți în pericol și vin de afară cu medicamente ca să omoare microbul străin pătruns și să dea putere sângelui să învingă. Tu știi asta? Tu știi că pe fiecare globulă mică, mică, rotundă, ca la acul de gămălie, gămălia aia din capul lui, e așa de perfectă și are literă în ea. Am văzut cu ochii mei în Dallas, la un mare spital. Am luat sânge din deget și l-am pus la microscop la 1200 mărit. Nici una din celelalte categorii de sânge nu au litere, dar aia are litere pe ea. Poți să-l vezi zero, poți să-l vezi pe A, poți să-l vezi pe C românesc, poți să-l vezi pe K, are litere în ea. Și mă întrebam eu înainte, când îi se cerea să avem pe buletin grupa sanguină, păi de unde știe ăștia ce grupă am eu? De exemplu, eu am 0, 1, adică A1. De unde știe ea? Păi când m-am uitat, am văzut și eu, e foarte clar, ce predomină în sânge mai mult, care literă, care număr predomină, ăla-l ai. Și de acela sânge trebuie să-ți dea în caz că ți-ai pierdut sângele, ca să nu-ți pierzi viața. Dragul meu, Dumnezeu a aranjat lumea asta într-un mod pe care nimeni nu-l poate combate. La București s-a evit acum un institut care dacă te duci, îți ies sânge și îl bagă acolo la aparate și îți spune din ce neam de oameni te tragi până peste 1000 de ani în urmă. Și românul, oricât s-ar feri cu nebunia lui, să nu-l cunoască cineva că e român. Când te bagă la laborator, tu ești român, el ți-o spune imediat de unde ești. Dragul meu, că Dumnezeu a făcut popoarele și Dumnezeu a pus gard, a îngrădit, ăsta-i a României, ăsta-i a Ungariei, ăsta-i a Spaniei. Și în interiorul gardului ăsta, graniței ăștia, acolo tu să-L cauți pe Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și dacă ai venit în Spania, de nu-L cauți tu pe Dumnezeu, vine o zi când te caută El pe tine. Dar când El te caută pe tine, te poate căuta cu o mare îndurare, mintea să-ți se deschidă și să ai o mare bucurie, vii și-ți predai viața Domnului. Dar dacă ai făcut multe nebunii și El să descopere printr-o mânie, apoi te implică într-un accident, te adună tot grămadă pe un cărucior și atunci începi și te rogi când nu te-ai rugat de când ești. Atunci poți să slujești pe Dumnezeu. Păi de ce să nu-L slujești azi? Dacă tu umbli aiurea, apoi lasă o nenorocire în familie, lasă cine știe ce altceva, apoi zbii tu în fire. Am fost chemat la Portland într-o familie și mi-a cerut să stau cu ei în rugăciune pentru copilul lor. Un copilaș frumos, Doamne, dar s-a născut cu mari defecte și ne-am rugat lui Dumnezeu. Mamă s-a plânge tare, tată s-o mai tare ca bărbat, plânge tare. Păi eu zic, auzi aici, noi ne rugăm, dar ar trebui și o mărturisire înainte de asta. Ai avea ceva de spus? Apoi s-o necat în plâns. Păi eu știu că ăsta, Dumnezeu m-a pedepsit cu copilul ăsta. Păi de ce te-a pedepsit? Că n-am fost cu minte, am trăit cu soțul înainte de nuntă și apoi a rămas copilul ăsta și uite-te ce pedeapsă ne-o dat Dumnezeu.
Băi, dacă tu ți-ai mărturisit păcatul, dacă îți pare rău de păcat, păi eu mă rog Domnului să-l facă pe copil bine. Și acum, în primăvară de vreme, trecând pe la Portland, o venit cu copilul, dar mare, mă, pe atât așa. Uite, ăsta-i copilul, n-a murit. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu are putere să te bage în încurcătură și are putere să te scoată de acolo. Dumnezeu are putere să omoare și Dumnezeu are putere să învieze. Dumnezeu are putere să-ți dea o boală și tot El poate să te vindece. Mărească-i să numele! De aceea, dragul meu, cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă când mi-aduc eu aminte din câte m-a salvat Dumnezeu, când mi-aduc eu aminte câte pățanii, când îmi aduc eu aminte cum a luptat securitatea pe vremurile alea, cum a luptat și unii din cei mari de-ai noștri împotrivă pe vremurile alea și cum Dumnezeu m-a salvat, mărească-i să numele. Mi-aduc aminte în Alba Iulia, în fața gării acolo, odată vroiam să trec strada și m-am uitat în stânga și m-am uitat și n-am văzut nicio mașină, măi. Și când am fost la mijlocul străzii, a venit o mașină glonț să mă lovească. Și Domnul, harul lui, că doar putea să-mi facă mâna toată praf. Măi, când am văzut în ce pericol îs, Domnul mi-a dat putere și am dat cu mâna asta în mașină și am sărit cât colo. Nu m-o durut mâna, nu nimic, dar ăsta s-o dus întreabă-și că n-o reușit. Dacă reușe, ia cu o întâmplare, ia cu un accident. Și am mai pățit eu din alea. Când umblam cu securitatea în misiune, nu știem, odată am plecat la satul mare, dar n-am spus la copii, numai la nevastă unde mă duc, nimic. Mă sună Bișboacă din Sibiu, care îl cunoașteți. Răspunde Daniel, băiatul, unde-i ticu tău, mă? Nu știu. Păi cum, mă, nu știi? Păi nu știu, zice, eu nu știu unde s-a dus, a plecat undeva, dar nu știu unde s-a dus. Atunci cineva intră de la masă, de la telefoane. Nu-l mai căutați că deja au ajuns în satul mare. Bișboacă, cine-o vorbim, mă? Păi eu nu știu. E cineva cu voi în casă acolo? Nu-i nimeni. Păi cine-o vorbim, mă? Tu ai auzit, Daniele? Am auzit și eu. Dar cine? El? De pe fir, de unde să-l iei? N-ai cum. Ei, nu m-au putut anunța. Dar eu în satul mare, iară, nu mi-am putut să ne bine gura. Și am zis, mă duc la Suceava, că m-a chemat acolo Fiodor, ăsta cu poeziile. Mă duc la Suceava. Și m-am dus la Suceava. Dar de la Alba i-am mis pe unul care era în satul vecin, în Petrești. Îi zicea la moară pe strada lor, dar nu mai este moară acolo, nu m-au fost cândva, iaz și moară. Și de acolo era securistul ăla, el mă cunoștea bine, eu nu-l cunoșteam. Și l-au trimis pe el și am venit și am colindat prin Moldova cu ăsta, plin de apă, era aproape de Crăciun și hai să mă întorc acasă. Pe aici nu era carne, nu era smântână, nu era... În Suceava, la o prăvălie, stădea bidoanele așa mult acolo cu smântână, zeci de kilograme de smântână. Băi, ne-am cumpărat o găleată din aia mare de 12 litri cu un capac din ăla ce era și cu o umflătură așa crepat acolo și am umplut-o de smântână. Și apoi ne-am cumpărat conservuri și mi-o tot legat, Fiodor, în fel și chip, ambalajul ăsta. Dar cu 3-4 zile înainte tot merea să-mi scoată bilet la cușetă, că eu sunt prea obosit și să pot să dorm. Când, pentru cine, Hozan Vasile, nu putem să-ți dăm acum,
tot nu a putut să-mi dea nici azi, nici mâine, nici pui mâine, măi, la cușetă să lua cu un timp înainte. Nu putem, nu putem, mă-i duce eu cumva. Dar când a fost chiar cu o oră înainte de tren, mă duc la gară să scot bilet, o fi lume multă. Ăsta se duce iară la doamna aia, că se cunoștea cu ea. Uite că ia ce omul vrea să plece, ai un bilet la cușetă. Da, avem. Și îmi dă un bilet la mijloc. Unul dormea sub mine, eu la mijloc și patul deasupra gol. Din coace erau trei alte paturi ocupate. La mijloc, de partea asta, era amărâtă de femeie moldoveancă de pe la Iași, de unde venea acceleratul, cu doi copilași. Atât o mai zoleau copiii ăia, unul atâta plângea, atâta, Doamne, bărbatul s-o, hai, Doamne, cum îi butucul, s-o pus acolo și-o dormit, habar n-a avut. La un moment dat eu nici n-am putut dormi, dar m-am gândit, mă, la mine copiii tac. M-am sculat și când m-am sculat, intră unul, pune scara și se suie deasupra mea. Ei, ce-o gândit ei? Lasă că-l prindem acum. Vine cu trenul și se apucă și predică în tren. Că apoi eram gata, știi? Dar Dumnezeu mi-a dat de lucru cu copilul ăla. Așa că n-am avut ce face. Toată noaptea am grijit de copil. Tată s-o habar n-a avut. Dar minune copilul la mine n-a plâns, că la mine nu plâng copiii. Am avut experiență de multe ori, la mamă să îmbrață, nu tăcea la binecuvântare, îl luam, eu la mine tace. Și așa a tăcut copilul, a putut dormi și ei. Sosim în Teiuș. Când sosim în Teiuș, era ajunul Crăciunului, mă rog, ăștia veseli, că sărbători, că nu știu eu ce. Mecanicul nu se uită la semnal că nu l-a luat de pe roșu. Și când semnalul e pe roșu, jos la linie, îi zice așa numit păpuc, are așa o bucată de fier în care îi mult magnet în el. Și când trece locomotiva, are o supapă care îi o smulge și odată lasă tot trenul fără aer. Și impegatul și ăla fără minte ce-a fost cu el, iese cu paleta verde, salută pe mecanic, salută mecanicul, fluieră și drumul, când suntem aici, jup deodată, măi, de nu ne-o bătut de olaltă pe toți. Doamne ferește, o rup pe două locuri garnitura, cuplele s-o rup din izbiturile alea. No, gata, veni securitatea, o da jos pe mecanic ca să-l înlocuiască pe altul de putere, îl băga la pușcărie. Dar toți mecanici au luat-o la fugă și nu au avut pe cine pune, o trebuie să-i dea drumul tot el, dar am stat două ore și ceva pe loc până când au reparat cuplele și au încărcat iară vagoanele cu aer, locomotiva. În timpul ăla mă duc la cușet acolo. Nu ai un ceai. Dar ăsta de deasupra mea era în fundul cușetii. Îi face semn la ăla și ăla zice că n-are. Dar el de acolo, păi nu vrei o țuică? De ce vrei un ceai? Mă uit la el așa. Măi omule, păi dacă îmi trebuie țuică, bem aseară când ați beut toți. Acum vreau un ceai. O cafea, nu vrei? Nu, măi omule, nu-mi trebuie. Ies și mă uit pe geam la ciudățenii aia și vine lângă mine și nu bei cafea, nu. Păi ce faci cu cafeaua aia multă care o primești din America? Măi, Natalia, ești securist, ai? Da, păi vorbește deschis. Păi cum, ai fost cu mine în misiune? Păi da, zice, n-am fost acolo, zice, în Iscani, când o prorocit acolo, prorocul ăla că ai un dosar făcut și urmează să fie închis, doar am fost acolo cu dumneatale. Ehei, apoi l-am luat eu la zor. Până în Alba Iulia
Am tot ceterat la el, apoi acolo s-o da jos și eu m-am dus acasă. Ei umbla cu mine în misiune, dar eu n-am știut. El ar da Domnul măcar acum pocăința. Slăvit să fie Domnul. Așa erau timpurile de atunci. Dar nu m-a putut înfrica nimeni și n-am putut să ne mânie pe nimeni. Oricine ce făcea, eu aveam un cuvânt și un zâmbet și iubire. Mărit să fie Domnul! Și Domnul să ne echipeze pe toți cu Duhul Sfânt în felul acesta. Că de altfel, dacă de Iisus scrie Isaia că avea fața schimonosită, era pentru faptul ca să nu atragă cu privirile și cineva să zică, oh, ăsta e bun, cum zice de Iohannes ăsta, vezi, zice, e mai înalt ca toți, e frumos, are cuvânt rar, e cu tare, deci au aprecieri și să leagă oamenii de ce le izbesc ochii. Dar la Iisus n-a avut de ce să lega, dar harul l-a făcut frumos. Noi eram toți schimonosiți de păcat, dar harul trebuie să ne facă frumoși înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Fie slăvit numele lui Dumnezeu. Harul era turnat pe buzele tale. Ce minunăție asta! Așa că el a fost crezut în lume pentru har și noi vom fi crezuți în lume pentru har. Apoi el a fost înălțat la cer și asta e traiectoria noastră și noi, umblând plin de har și de adevăr, într-o zi ca Iisus, vom fi înălțat la cer, glorie Domnului. Dar pentru ca să fii înălțat la cer, tu trebuie să te pocăiești. Indiferent ce cult ai tu, trebuie să te pocăiești. Indiferent cine ești tu, tu trebuie să te pocăiești. Tu trebuie să închei un legământ cu Domnul Iisus prin botezul în apă, că El n-a avut niciun păcat și s-a botezat în apă ca să ne deschidă nouă calea. El n-a fost din spiță de preot, dar preotul a avut poruncă Moise, dezbracă pe Aron și pe fiii lui și spală-i cu apă curată, apoi îmbracă-i cu tunica, sfințește-i și or fi preot. Iisus, ca să devină marele preot, a intrat în apă și a fost botezat. Și apoi când a ieșit afară pe țărm, s-a coborât Duhul Sfânt în chip de porumbel peste el, fie slăvit numele Domnului. Nu concomitent, cum zic unii din teologii diferite, că l-a botezat în timp ce se boteza în apă, a coborât și Duhul Sfânt. Sau alții mai fac și asta, ce-i foarte urâtă. Face icoana cu Domnul Iisus stând în picioare și pe Ioan luând cu o ulcică, îi toarnă apă în cap și Duhul Sfânt coboară peste el. Mă, până așa se face botezul, mă. Doar avem cuvântul Domnului și din Roman 6, scufundat în moartea lui Iisus, scufundat în apă și ieșind din apă să ieșim la o viață nouă. Mărit să fie Domnul! Facă Dumnezeu și în seara aceasta, toți câți mă ascultați, să fiți gata la așa ceva. Să încheiem și să încheiați un legământ cu Iisus pe care să-L țineți, că almintrelea. O zis Domnul Iisus, nu zic eu, dar repet ce o zis El în Ioan 3, dacă nu te naști din nou, Nicodine, tu ești cel mai mare învățat din Israel. Tu ești probabil decanul facultății în Ierusalim. Tu ești din spiță de preot, că tu înveți legea și n-avea nimeni voie să învețe legea, numai leviță care venea din sămânța lui Levi. Măi, tu nici atâta nu știi, mă. Dacă nu te naști din nou, tu nu vezi împărăția.
Și dacă nu te naști din apă și din Duh, dacă nu te botezi în apă și nu te botează Duhul Sfânt, tu nu poți intra în împărăție. Păi cum se poate asta, un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecile mamei sale să se nască? Nicodine, eu vorbesc ca de pe pământ, lucruri de acei și nici așa nu le pricepi. Tu ești mai marele învățător al lui Israel și nu pricepi. Apoi dacă v-aș vorbi de lucrurile de unde viu eu, din cer, pe alea le-ai mai putea pricepe. Dumnezeu a lăsat tainele astea. Botezul cu Duhul Sfânt și pocăința cu adevărat. Doamne, dă-ne-o! Mă gândesc că să nu vă țin prea mult, sau poate până acum v-am ținut mult, nu știu. Dar oricum, mă gândesc să închei. N-am gătat. Că din Isaia, vai, Doamne, câte mai avem de a spune, dar n-am gătat. Și din salmul ăsta, rău de timp, dar și dacă aș sta până la 6 dimineața, tot n-aș găta. În schimb, vă binecuvintez în numele Domnului Iisus pe toți și aș dori tuturor o pocăință sfântă, ca apoi să ne putem întâlni în marea zi când vine Iisus pe norii plin cu slavă. Este aici cineva care ar dori, după ce a auzit toate câte le-am vorbit aici și cred că Domnul ne le-a pus la îndemână, este cineva care să iubească pe Iisus și să nu aibă încă legământul încheiat prin botezul în apă și ar dori ca să încheie un legământ cu Domnul Iisus, eu vreau să mă rog pentru persoana aceea să poată să nu-l mai împiedice nici un lucru din lumea asta, ci să poată. Pentru aceasta, eu uite, mă duc aceea în față și cel, femeie, bărbat, tânăr, bătrân, indiferent cine e el, poate copii de-a fraților, care o luat așa mai în glumă cumva pocăința sau până acum n-a avut nicio decizie în el de pocăință. Dacă în seara asta Dumnezeu ți-a vorbit ție, dacă ți-e rușine să vii singur, e pe prietenul cu care ai venit la adunare și vină cu el. Dar vină în față, vină să ne rugăm și Iisus Hristos te va lua de mână și te va călăuzi spre patria cerească. Vino, te rog, vino, veniți, Iisus vă cheamă prin graiul meu și vă vrea mântuirea, măriți să fie Domnul Iisus. Haleluia, grăbiți-vă și veniți. Nu vă fie rușine, noi toți avem pe Dumnezeu, care El ne-a creat și vrea Lui să fim. Și dacă astăzi Duhul Sfânt v-a bătut în inimă, ridicați-vă, vă rog, și veniți aici în față și eu mă voi ruga pentru dumneavoastră. Mă voi ruga și îl voi ruga pe Iisus să trimită pe Duhul Sfânt și să vă umple de putere, cercetarea Lui divină, să vină și astfel să fiți umpluți cu putere. Ne ridicăm cu toți și toți să vă rugați cu putere și cei care nu aveți un legământ încheiat, veniți în față, vină și tu de acolo, vino! Că Iisus vrea să te primească. Vino, nu zăbovi. Vino, vino, nu zăbovi. Așa, Iisus Hristos te vrea pentru El. Mărit să fie Domnul Iisus.
Aleluia! Aleluia! Mesia! Coboară la lucru! Coboară în cercetare! Orice suflet la care Duhul Sfânt, prin vestirea cuvântului, i-a vorbit inimii în seara aceasta, fă-l să vină în față și astfel să ne rugăm împreună și Dumnezeu din cer să reverse peste noi harul Său divin. Aleluia! 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 Sfânta Scriptură-i deschisă, ea poate a îndrepta starea, prin ea oricine în lume poate afla fericirea. O sfânt cuvânt, rază din cer, minuiește în tot locul, până când tot s-or pocăi, s-a schimbat zi-n tunerecul. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Glorie Domnului Iisus! Dumnezeu e minunat!